profesor spectator, chiar dacă dimensiunile abandonului școlar în județul Sibiu nu este la cote alarmante. Dar cred că pentru viitorul tinerilor, copiilor, noi suntem responsabili ca administrație și instituții responsabile să analizăm abandonul școlar, să stabilim cauzele și să luăm măsuri de plan. Și aici cred că inspectoratul școlar, cu organele de poliție, cu jandarmi, cu unitățile de asistență socială și serviciile de asistență socială de la fiecare primărie, ar trebui să inventarieze pe toți copiii în vârstă școlară. Cel puțin pentru învățământul gimnazial obligatoriu, în care nu urmează școala, ar trebui depistați și cu forța, cu sprijin, chiar consiliere, de specialitate, trebuie duși la școală. Și eu rog pe domnul prefect, de fapt am discutat cu domnia sa, că nu m-am mutat aici fără să ne punem de acord, eu cred că trebuie un program amplu, de durată medie, care să punem în acțiune. Și instituțiile aflate și prezente aici au această datorie și să stabilim niște măsuri concrete pe hârtie, care să ducă să identifice fiecare copil care merge la școală, să fie dus la școală. Discuții cu familia, cu unitățile sociale, cu responsabilii sociali din fiecare localitate. Dacă suntem responsabili. Și cred că de sens acțiunilor noastre și este un program care cred că trebuie săptămâna, luna viitoare prezentat și declanșat.